împărtășiți cu noi bucuria de a-i vedea împreună în galeria din Brăila pe cei doi artiști contemporani importanți. E vorba de domnul Vasile Sopolariu și de domnul Gheorghe Mosoreș. Adică Vasile și Gheorghe. Împreună cu domniile lor este Cuba Mărăcineanu, mediatorul între public și artiști. Cine sunt eu? Dacă aș fi înțeleaptă, am o problemă. Dar dacă aș fi înțeleaptă, aș spune așa. Iată pictorul, iată sculptorul, și atunci cuvintele mele ar fi vii și dumneavoastră, sau asupra dumneavoastră, s-ar coborî Duhul înțelegerii și n-ar mai fi nevoie de cuvinte. Ăsta este marele secret al artei. Este un limbaj care se adresează în primul rând și aproape exclusiv văzului. Și prin văz, el ajunge sau atinge înțelegerea. Și apoi, te apropii și te contopești cu ceea ce vezi, dacă poți recunoaște ceva din tine, acolo. Dacă nu se întâmplă lucrul acesta și îți dorești din toată inima să te apropii de Creator, atunci trebuie doar să fiți liberi, deschiși, să vă plimbați și să priviți cu atenție. De ce am zis că sunt artiști importanți? O să trec peste clișeele care de obicei se spun la vernisaje, că nu își au rostul în cazul acestor doi artiști care au depășit toate fazele și au ajuns maestri, fiecare pentru domeniul lor. De ce zic că sunt artiști importanți? Pentru că fiecare dintre ei are o viziune. Și această viziune s-a format la capătul unui drum parcurs în crete, cu multă muncă, cu mult efort și cu multă înțelegere. Și dacă iau pe Gheorghe, nu s-o răspunde pentru că este gazdă și oaspeții importanți întotdeauna trebuie să fie. După ce s-a consumat preambulul, deci, Gheorghe Mosorescu, dacă vă amintiți, el a început ca artist realist, consistent, apoi ca artist suprarealist, imaginativ, apoi din realitate și din suprarealitate a făcut o sinteză, a epurat-o și a ajuns la simbol. Și de la simbol, la semn. Și când a ajuns la semn, noi privitorii am înțeles că a luat în stăpânire toată lumea. Și că odată stăpân pe lume, poate să-și permită să facă orice din ea. Pentru că poate să o discută. V-aș îndemna să priviți acele lucrări în care fundalul este alb și e doar o linie care construiește un spațiu. Eu am mai vorbit un pic despre filozofia din spatele pătratului alb, pe fond alb, al lui Malevich. Am spus că Malevich gândea așa. Dacă te departi pe lume, atât de înalt ajungând până la ochiul lui Dumnezeu, toate rămân acolo unde sunt. Numai că tu nu mai vezi nimic din ele. Și atunci totul înseamnă nimic. Având totul, nu ai nimic. Iar neavând nimic, ai totul. Gândiți-vă un pic la această filozofie. Cam așa cred eu că în această direcție am mers parcurs
suoi professionali, artisti, creatori, all'Unione Mozzarella. A ajuns, statului lui și poate să-și permită să facă orice ghinion. Numai că miezul acestei lumi e un sens și sensul acesta ține de un adevăr care este unul spiritual. Îl vedeți, e atât de evident, încât eu nu-l mai numesc. Vasile Sofonariu, noi suntem în această generație. Și știm că pe vremea noastră, ca să intri la Facultatea de Arte, apoi trebuia să ai la degetul mic desen, compoziție, modelaj, culoare. Istoria este mai puțin, dar oricum nu le puteai avea pe acestea toate dacă nu aveai habar și de istoria artei. Așa că oamenii aceștia, când au intrat în facultate, nu mai aveau practic sau aproape nimic de învățat din ceea ce înseamnă tehnică și celelalte. În schimb, studiile, sute de ore de studiu, însemnau cunoașterea, însușirea, punerea în pielea unui creator dintr-o anumită epocă. Și nu treceai tu mai departe până când nu înțelegeai felul de a gândi a artiștilor din acea epocă. De asta nu-i de mirare că toți care s-au format atunci, poate și ziua de astăzi, dar încă mie nu mi-e atât de clar cât să zic că așa este și astăzi, sunt niște mari maestri cu respect deosebit față de înaintași, cu ambiția de a-i egala ca meșteșug și, eventual, de a perfecționa meșteșugul lor. Pentru că ce face Vasile Sofonariu ca tehnologie, vorbesc, se făcea din antichitate, da? Și el nu știu cât a schimbat în acest procedeu al deturnare ce ară pierdută. Este un foarte fin modelator. Am zis că profund de clișee, dar uite-te. Vedeți singur, da? Că e modelator, că știe să îmbrânzească bronzul, că îl cizelează, îl patinează, îl amretează, îl gravează. În fine, o să vorbesc despre viziunea lui. Așa cum am reușit eu să o înțeleg. După cum vedeți, toate lucrările lui reprezintă personaje. Par expediate așa. Vedem clar chipul și niște detalii anatomice. Mâinile, picioarele și alte câteva detalii, fie pe veșmintele, veșminte cu ghilimele, fie ținute în mâini, fie ca podoabă capilară. Dar priviți cu atenție că toate aceste suprafețe, atât de atent lucrate și care îmbogățesc plasticitatea volumului, nu fac decât să încorseteze libertatea formei. Și priviți picioarele, sunt legate și mâinile de-abia pot să-și valorifice mișcarea din acest corset care pare ca o scoarță de copac uneori, ca o frunză rigidizată alteori. Și pentru mine este clar, deci eu așa văd lucrurile și vă spun foarte sincer cum le văd, fiecare din aceste lucrări conțin în ele tensiunea sclavilor lui Michelangelo sau al speriatului lui Valbuena. E o disperare de a se desprinde și de a se înălța. Și toată mișcarea aceasta latentă mai este vizibilă nu doar în gesturile elegante ale mâinilor, ci și în aceste sfere, suprafețe rotunde, care, pe care le vedem peste tot, pe toată suprafața. Deci e un maestru al bronzului care ne spune că
deosebit. Spunea mai devreme Maria că au studiat înaintași. Asta au făcut-o dintotdeauna artiștii care au fost artiști de mare. La dânsul se vede o inclinație deosebită către acele mici statulete ale lui Benvenuto Cellini, Venezia modelare. Forța și mișcarea, explozia pe care o obține din haosul unor suprafețe, înscrierea elicoidală în spațiu. Aceste lucruri erau imposibile pentru sculptorii de până la 1980. Ca să atingi un subiect cu figură umană și din acest subiect să treci în abstract, într-o desfășurare grafică, asta ar fi fost pur și simplu blasfemie. Cu toate că Brâncuși liberase sculptura de niște tare, are îmbunătățise undeva figura umană către desprinderea de sensului anatomic. Mestrul își pusese monumentalitatea la maxim. Sculptorii încorsetași de comanda socială dădeau pasul pe lor. Brăileanu, Nică Petre și cu George Apostol au fost aceia care au spart acest zis pentru prima dată, punând dintr-o dată problema că totuși cultura trebuie să trăiască ea în sine pentru sine. Să fie o compoziție care să trimeată către sensurile ei. De aici s-au zrupt zăgăzurile și au putut să curgă mai departe Bucurei, Vlad, Popovici, toți ceilalți culturi, Câmpeanu, Tiriu și așa mai departe, care au venit în această perioadă. Aceste frumuseți deosebite cu care a venit domnul Sovanariu sunt niște vise statice pe care totuși el reușește să le transmită chiar în regele acesta a prozului, datorită patriei, datorită gritorului, datorită felului în care le prezintă și pe socru și în sală, le transmite viață și mișcare. Ce să spun? Sunt lucruri rare pe care le vedem la Brăila și unul din ele sunt aceste lucrări. Vă mulțumim, domnule, că ați venit la noi. În sfârșit, George a ajuns la concluzia că cel care vine spre artă trebuie să privească dincolo de planul suprafeții. Ne obligă în continuu să vedem spatele tablou. Continuu ne pictează șasiul, îndemnându-ne să trecem timp. El vorbește de două lumi. Eu vorbesc că cel ce pune în evidență dualitatea lumii. Această dualitate, așa a creat-o Dumnezeu, lumea să fie duală. Numai Adam era singur și atunci Dumnezeu a făcut-o pe Eva ca să corecteze că Adam era îmbrăcit, era unic, Adam era cel ce era, se confrunta cu Dumnezeu și atunci a apărut bărbatul și femeia. Această dualitate a lumii, pe care George vine și o prezintă într-o scenografie. Etapele pe care le-a parcurs până acum, în luarea stăpânire a meșteșugului, a naturii, a calităților plastice, ale peisajului, ale obiectelor, îi permite pur și simplu să jongleze cu elemente care ar fi de-a dreptul imposibil să le pusă un loc. Rupe dealul și îl leagă cu funii. Această funie care are multiple
sensuri și direcții. Fiecare e groasă care nu se rupe, fiecare soluție se rupe, fiecare e groasă și scămoasă, fiecare e jur dur care nu se rupe. Cine primește această funie sau șarpele care se încălcește, își dă seama că, de fapt, artistul se joacă cu sine pentru a ne atrage atenția asupra ceea ce este important, ce este esențial. Are calitățile artizanului, prin repetabilitate, prin intenție, prin forma perfectă pe care îi stăpânește. Dar are înainte de toate esența artistului. Ajunge la esență, nu rămâne la artizan. Asta este principala direcție către care s-a îndreptat. Fiecare dintre lucrări pot să reprezinte un concept filozofic. Îmi plăcea să observ că în fiecare din lucrări când se rupea pânza, în spate venea ceva din trecut. În spate venea ceva care era visat. În spate veneau cei care au fost. În spate veneau amintirile. Și iată dintr-o dată că din spate iese George. Te s-a pus și pe sine și cer. Ne atrage dintr-o dată atenția că el este acela care este important. Conștiința artistului că el este artistul. E bine, e mare lucru să îndrăznești să te prezinți ca fiind acela care ai creat o lume. Această lume poate ajunge la noi dacă o trăim, dacă o înțelegem. Sau poate să mai ajungă. Sunt destui care vor mărâi, să zicem, împotriva concluziilor la care a ajuns George în raport cu existența, că îi subțire ca o ață și se rupe și de desubt se vede cimitirul. În legătură cu piața, că ne vinde viața pe bani, în legătură cu credința, că pătrundem în continuă întuneric după o cruce de lumină pe care o găsim sau nu o găsim. Deci, acest gen de artă meditativă care creează taină, creează mister, acest gen de artă este caracteristic lui George, care reușește să pună la om tot ceea ce a învățat, a exersat și a ajuns la stadiul acesta. George, îți mulțumim pentru această sărbătoare. Într-un spațiu
Din fericire, un spațiu frumos și generos. Îi mulțumesc, Vasile, că a fost de acord să expună alături de mine. Simțeam nevoia să întregesc în această expoziție cu, și cu ceva multidimensional. Chiar dacă lucrările mele sunt ele bidimensionale, dar tot încerc să sparg în acest variant. Dar nu mai spun sănătoși să ne mai vedem. Vă mulțumesc! Textul care a fost gratis este adevărat și vă mulțumesc.